Cu siguranță mulți dintre voi citiți bloguri, evident, asta și este destul de incomod să trebuie să deschide fiecare dată toate paginile pe care vrei să le vizitezi. Dacă îți face un blog anume și vrei să-l vizitezi zilnic, o poți face cu acea chestie utilă. Noi spunem fii, nu? Da. Despre fii, vorbește chiar acum, dragă Chiopu, haotic. Da. Mulțumesc. În primul rând, bine m-am găsit. Nu pot să mulțumesc pentru invitație, pentru că sunt și organizator. Și a trebuit să mulțumesc mie. Așa. O să vorbesc ca despre feed-uri. Sunt lucruri care majoritatea poate le știu, dacă au bloguri mai vechi. Și sunt mai de mult timp în domeniu. Dar am observat, cel puțin la mine, am destul de vizitatori unici pe blog, dar am foarte puțin care accesează blogul prin feed reader. Și atunci am zis, hai să vă explic despre ce e vorba. Poate ajut să cumpuneți mai repede și mai ușor informațiile. Deci, le este servit un mod de a obține rapid informația. Și nu merge. Așa. Deci, în primul rând, ce înseamnă este servit? Vine de la Reading Simple Syndication. A avut, bineînțeles, mai multe versiuni. Simulare sunt pentru RDF, apoi Digital Summary, iar acum se numește Real Simple Syndication și la versiunea 2.0. Ce înseamnă un RSS sau un flux de RSS? Pentru că toată lumea spune mă abonez la RSS-uri și nu este foarte corect. Te abonezi la niște fluxuri de RSS, niște fluxuri care oferă conținut. Acest conținut poate fi găsit text, poze sau chiar secvențe multimedia. Deci, practic, ai acces ușor la informație. Ia la plecat. Cred că te stau mai lângă mouse. A, așa. M-am plisit de mouse, nu mai merge. Asta este modul clasic în care accesăm informațiile. Avem pe cineva cu blog sau mai mulți prieteni, după câte vezi acolo, avem o armată de prieteni care au blog și vreți să-i citim. Avem site-ul de știri și vrem să le urmărim. Și atunci, că astea sunt noi motor, așa, ce facem? Intrăm pe bloguri, vedem că nu e nimic nou acolo, apoi ne ducem la site de pământ de știri, intrăm, vedem că nici acolo nimic nou și pierdem știri, pierdem timp. Modul prin care accesez informații de la fluxul RSS, practic permiți informației să vină ea direct la tine. Și atunci, informația noi după bloguri, informația noi după site-uri de știri, îți vin direct în calculator. Este foarte simplu, economisește o groază de timp. Dacă ai urmărit cu 1000, 2000 de bloguri, nu cred că mai permit să stai să iei la rând, că nu-ți ajunge 5-16 ore în care muncește ZOSO. Cum urmărești aceste feed-uri? În primul rând, le putem urmări cu ajutorul unui software specializat, numit Aggregator. De exemplu, eu mi-am folosit programul de mail foarte multă vreme ca să iau și feed-urile. După aia am trecut la un browser online, este vorba de acel.doi, de un aggregator online, folosesc Google Reader, mai nou, mai folosesc chiar Google Reader, folosesc iPad-ul la Google în care citesc Google Reader. Așa, se poate urmări direct în browser, mai puțin utilizat. Și exact cum am spus la început cu programul de e-mail, Outlook, Thunderbird, eu folosesc Thunderbird-ul. Care sunt avantajele obținerii informației prin fluxul RSS? Vă dați seama, trebuie să fie niște avantaje ca să-l folosiți, nu? În primul rând, ai acces aproape instant la știri și articole pe bloguri. Dacă folosiți programul de mail, cred că știți foarte bine cu toți la filme, la unde lucrați, că țineți mail-ul aproape tot timpul deschis. Și de multe ori aveți notification, apare acolo când am un mail nou. E, la fel, dacă în programul de mail am și partea de feed reader, automat, îmi cită, apelez foarte ușor, vine un pop-up, văd că am o scriere nouă. Deci apare punctul 2, economia de timp. Iarăși, un alt avantaj este numărul de site-uri pe care îl urmăriți, care este foarte mare. Vă dați seama, dacă ai doi prieteni care încerci blogul, este ok, totul este ușor, e simplu, intri pe ele zilnic, nu-i problema. Dar în momentul în care ai un blog de nișă, de exemplu, vrei să faci bani, trebuie să fii informat la timp despre asta și ai, urmărești 100-200 site-uri pe la nișa respectivă și vedeți de ce e vorba, atunci nu mai poți fi zilnic pe ele unul câte unul. De asemenea, puteți urmări fluxuri parțiale ale unui site. Și aici o să vă dau un exemplu la unul din blogurile mele.
am un bloc de snowboard. Bineînțeles că tot ce ține de snowboard în România și pe afară le preiau un fil, într-un fil specializat, dar am și bloguri de sport pe extreme. Și acolo nu mai trebuie de sport pe extreme și mai trebuie decât snowboard. Și atunci preiau parțial, doar fi doar știrile legate de snowboard. Sau de zăpadă, în general. Aici am avut o mică poză chiar din liderul meu. Exact ce vă spuneam, am un fond special zăpadă, în care primesc când ninge, unde-i zăpadă, unde se sfiază. Ce puțin am avut ăsta, sunt foarte informat. Mai am două foldere cu blocări în general și cu blocări din Ploiești. Am făcut special un fit cu cei din Ploiești pentru a ajunge mai ușor să-i cunosc mai aproape, să ajung mai ușor la ei, să văd ce bloc vreau, ce scriu. În felul ăsta am pus să vă găsesc cam pe toți, să vă invit aici. Așa. Mai am iarăși o chestie foarte interesantă. Folosesc feed-uri și pentru forumuri. Din păcate la forum nu emit feed-uri exact așa cum ar trebui. Dar este foarte util pentru că nu mai stau să intru pe forumul X, pe forumul Y, toată ziua văd dacă îmi post. Foarte nasoală la feed-urile de forum este că vin numai în momentul în care se deschide un nou thread. Dacă în thread-ul respectiv mai scrie cineva, mai comentează, trebuie să duci și pe forum să vezi, nu poți să vezi direct. La formuri fac în stil, am o mică șmecherie. Le las acolo zi 2-3. Între timp toată lumea a comentat ce avea de comentat și zi tot după aia citesc, văd toate ce s-a vorbit pe subiect respectiv. Și mai am un online. Aici sunt câteva din feed-urile care le-am apucat să știi. Zilele astea am fost foarte ocupat și n-am apucat să mai citesc feed-ul, chiar de la dimineață prin feed-ul respectiv. Am dat și câteva site-uri pentru câteva aplicații pentru a urmări știrile din feed-uri, prin Fluxer feed. Exact cum am spus, Thunderbird, ca program de mail, mergeți și au loc. Google Reader, toată lumea cred că poate Google Reader. E simplu, aveți un examen cont de Google. Eu știu, cred că 7% din cei care folosesc feed-uri, asta e programul pe care folosesc. Așa, Netvice, Bloglines, Sharkreader. Bloglines l-am mai folosit la un moment dat. Când începutem să fac cei cu feed-urile și nu mai am vrut pe exact la un moment dat. Și alte două documente stați. Da, și fii de mă vedeți, am uitat de ea. Așa. Cred că asta e tot, vă mulțumesc. A fost mai mult pentru începători.